seara și bun regăsit la 3-3 cu Ion Cristoiu. Mulțumesc foarte mult, Ion Cristoiu, pentru prezență și intrăm direct în subiectele acestei săptămâni punctate de dumneavoastră în clasamentul lui Cristoiu de pe canal33.ro. Pe primul loc ați spus incidentul, atacul terorist care a avut loc la Moscova pe 22 martie, când înșiși armați au deschis focul la un concert desfășurat la un mall și bilanțul este de 139 de morți și foarte mulți răniți, poate că acest bilanț va crește. Sunt foarte multe semne de întrebare, foarte multe necunoscute. Dumneavoastră, în editorialul de pe canal 33, ați prezentat mai multe unghiuri de lectură a acestui incident. Ce este diferit la acest atac terorist care a fost revendicat de ISIS față de alte atacuri teroriste ale acestei organizații sau ale altor asimilare? De ce acesta este ciudat? În cel puțin două elemente. Nu e prima dată când unei organizații teroriste în istoria postbelică îi se atribuie o acțiune teroristă. De regulă, unor astfel de organizații, chiar și când nu fac ele, le convine pentru că arată că au mușchii mușchiuloși. Când s-a atribuit aceste organizații un atac terorist în Occident, ei au spus cam cu jumătate de gură. Acum, de 4 ori. Deci au revendicat, au dat și film și au spus că ei sunt. A doilea lucru bizar e faptul că, de regulă, un atentat terorist, mai ales în partea islamică, se motivează pentru în cinstea, nu știu, sau în onoarea martirilor cu tare, cu tare. Nu a fost niciun motiv politic. Însă cel mai important, și uite, nu l-am trecut în editorial, dar acum mi-am dat seama, este faptul că ISIS, teoretic și practic, este o pretinsă organizație islamistă radicală. Păi și cine suferă cel mai mult acum pe această planetă? Niște tip palestinieni în Gaza, da? În urma unei invazii a Israelului. Păi și cum tu ataci Rusia? Adică... Care teoretic este o susținere. Nu, n-am ajuns. Nu, eu spun în sensul următor. Dacă vrei să faci ceva, pentru că această organizație, ca și altele, ca și Al-Qaeda, ea a dispărut la un moment dat, se hrănesc cu, e foarte important, cu fanii, cu cei care cred. Nu au o țară, dar în toată lumea musulmană sunt oameni care urmăresc, care sunt de acord. Păi cum vrei să câștigi simpatia mai bine decât făcând un atentat în numele a ceea ce se întâmplă în Gaza? Mai ales că... Și mai este ceva. Israelul este un partener strategic al Americii sau invers. Prin urmare, pentru că Rusia, de regulă, a fost pe partea opusă peste tot, am putea să o asociem mai degrabă cu Palestina sau cu, cu lumea arabă. Da, da. Și atunci tu ataci prietenul. Dar nu numai asta. Altă ciudățenie este următoarea. Organizațiile în ISIS care sunt radical musulmane, pentru că există și o mare majoritate a musulmanilor, merg din Mahomet, partea mai pașnică. Moderată, să spunem. Întotdeauna aceste organizații, și Al-Qaeda și ISIS, au considerat satana Occidentul. Ori până acum și-au asumat două atentate la două țări conservatoare. De ce și-au asumat Occidentul? Pentru că sunt americane, pentru că ei consideră că occidentale, femeile occidentale, moravurile occidentale, contrazic violent moravurile musulmane radicale. Da? Iranul este o țară cu femei, cu broboadă, deci în care nu poți să spui că se încalcă preceptele islamului, iar din coace rușii sunt o țară conservatoare. Deci dacă vrei, ați văzut și noastră, raportez aceste organizații, când sunt reale, nu sunt de capul, ele depind foarte mult de simpatie și toate gesturile pe care le fac ei sunt pentru a câștiga pe fani. Fanii nu pot fi decât radicali,
musulmani, deci care teoretic resping și în moschei, vedeți, adică satana occidentală, adică decăderea moravurilor în Occident. De regulă, dușmanul este America, satana, pentru că America e cea care îi vânează și mai ales trebuia să fie Israelul. Și atunci putem să luăm în calcul o acțiune sub steag fals? Eu am evitat și la asemenea atentate, nu vom ști nici măcar acele, că nici la Al-Qaeda, dacă a fost sau n-a fost. Dar aici au niște prizonieri. Spre deosebire de alte atentate, au pus mâna pe niște Da, bine, și asta oameni... e o ciudățenie. Iar uite, o altă ciudățenie. De regulă, ea luptă până la moarte. Am văzut la alte atentate, se luptă cu poliția mai mare. Nu, și de regulă caută să se ucidă, că nu caută să ajungă în... Sau mor în schimburile de focuri cu armata, da, cu poliția. Da, 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 de regulă au centuri de aruncat în alt, pentru că așa face parte, pentru că e foarte important sinuciderea ca armă teroristă are o justificare în credința musulmană, că atunci când ajungi în rai, acolo ai nu știu câte fecioare. În cazul de față, ei n-au murit, deci nu putem spune că sunt martiri. De exemplu, cine se uită la seriale, la istoria arabilor și istoria turcilor, și în aceste seriale, la care eu mă uit, va vedea obsesia martirului, a morții. Adică sunt înainte, pe câmpul de luptă, moare, am văzut în Omar, la arabi, moare fiul, fratele, și ălalt zice, îi pare rău și că nu a murit el. Deci e vorba, bună observație, e vorba de moarte. Deci, la musulmani, martirul este, sigur că martirul vine în luptă, pe câmpul de luptă, e foarte important. Trebuie să mor pe câmpul de luptă cu sabia în mână, dar să fii martir, a fi martir, martir înseamnă să mori, ori niciunul din ei n-a murit. Se știe ceva despre profilul acestor prizonieri? Ce naționalități au? Ce religii? Nu, rușii merg pe varianta că au fost, că nici ei nu știu cine i-a angajat. În sensul ăsta, pasă. Deși par să-i fi torturat, adică au apărut bătuți. Nu, nu, păi, dar să știi că te poți să te torturezi fără să vadă. Apariția lor așa a fost o chestiune de consum intern. Din adin s-a dus că hai să fim, trebuia să te ducă la tribunal cu televiziune și trebuia să te torturezi. Vă imaginați tortura în lumea de azi? Da, nu e neapărat să apară cu Hai să fim serioși. De la KGB încoace tortura a depășit cu mult. E tortură psihologică cu ăla, nu cu bine și îți dă doi pumni. Hai să fim. Nu, probabil că nu sunt sigur că i-au bătut. Probabil că trebuie, ei au simțit nevoia rușii putând să apară în public să dea satisfacție rușilor. Și la noi, dacă era un atentat, Dumnezeu, Doamne ferește, dumneavoastră aveați telespectatori care spunea să-i tăiem urechile, să-l mâncăm. De asta a fost... Asta cred că a fost... Să dau o satisfacție publicului. Da, asta a fost, că nu, încă o dată, nu există. Adică așa e, noi suntem oferentari. Dar reflexul Occidentului și Ucrainei de a da vina pe Putin ca fiind în spatele acestui atentat nu frizează ridicolul sau logica? După ce tocmai fusese reales cu un scor foarte mare, ce interes ar fi avut Putin să pună în scenă așa ceva? Nu, acolo a fost la început. Există un lanț de agenții, Nexta, Meduza, care e clar că sunt prin Letonia și n-au nicio sursă în interior, că nici n-ai cum. Ultima a fost această, dacă ați văzut. Nu, asta, de exemplu, Meduza a zis ei că au făcut un film, sunt niște tipi ruși care s-au dus în Letonia și au și ei nevoie de o friptură. Hai să fie serios, dacă e, rămâi acolo. Și au arătat ei acolo că erau niște tipi îmbrăcați în albastru și că ei erau de la KGB și că ei aranjau o prostie, o genul de cum se face la noi în presa noastră de 2 lei, că și ei tot iau de 1 lei cu jumate. Și s-a dovedit acum, s-a dat dezmințire aia, erau niște oameni care veniseră, nu știu, cu copiii cu ăsta, dar deci nu. Nu, a fost în felul... De ce atrag atenția? Pentru că nu știu dacă... O regulă fundamentală.
o regulă fundamentală a marii prese și o știu din regulamentul BBC, de pe vremuri, BBC-ul numai. Spune așa, ca să-și înțeleagă și telespectatorii și colegii noastre, niciodată nu se ia ca sursă citată o instituție de presă sub nivelul tău. Adică nu citezi ca având dreptate și asta un ziar județean, ci preiei de acolo, ziarul județean te poate prelua. Dacă mă, adică, da. Și era în regulamentul BBC, spune așa, niciodată nu iei, țin minte că a fost la scandalul cu telefonul roșu, era un ziar o săptămânal. Deci, eu nu pot CNN să iau sursă Meduza. Și nu știu. Iar acum, iar cealaltă, că m-am stricat de râs, era faptul că niște inși din anturajul lui Putin le-au zis lui Bloomberg, unor ziariști la Bloomberg, că ei au asistat acolo când lui Putin îi se spunea de către servicii că nu sunt ucraineni și Putin nu crede. Eu cred că aveți telespectatori minim inteligenți, cum să cred eu că cineva din anturajul lui Putin vorbește cu unul de la Bloomberg. Păi, domnul Răducanu, noi nu știm nimic de Iohannis. Deci, ați văzut, încă o dată, întrebați, încercați să vă spună o bucătăreasă de la Cotroceni, vă spune ceva, cum să spună un om de la anturajul lui Putin și unui ziarist. Păi nu că ți-a întâmplat, te dă afară. Deci, ori ești... Te dă afară în caz că nu... ai o aplicare bruscă să sac peste balcon de la etajul 10. Ei, și acolo au fost mulți ucraine. Nu, dar nu de asta. A lucra la Cotroceni. Ești nebun? Adică de ce noi nu știm nimic de Iohannis? Noi nu știm când vine la serviciu și știm despre Putin. Și culmea, n-ai cum, dacă ești, să zicem, dacă ai CIA-ul, este, așa numește, adânc conspirat, adânc infiltrat. Deci e unul care e acolo, care prima lui grijă este să nu cumva să se știe că e. Nu dai la presă, dai la șefii tăi de acolo. Nu, dar și acolo, nu se dă în fiecare zi. Nu. Și acolo dai la un anumit moment, nu știu, adică un singur moment te spune, da? Cel care care a salvat Uniunea Sovietică pe Stalin pentru că a transmis informația de la Tokyo că Japonia nu va ataca Uniunea Sovietică și a fost o informație, pentru a fost spionul Zorghe, dar el nu l-a singur a transmis. Adică n-ai înțeleg că când ești acolo, dacă o să fii sfată, o să vă spun, nu transmiți în fiecare zi, că te urmăresc că e, da? Eu sunt cam cu răspartă de a nu mă recruta. Nu, eu am spus, stați, că chiar că aici sunt specialist în servicii. Nu există așa ceva, că te duci și de la Bloomberg. Dacă ești nebun, îți pierzi servicii. Nu știți ce înseamnă să lucrezi la Kremlin? Bloomberg a ajuns un mediu de presă foarte important. Și despre domnul Iohannis, tot la Bloomberg s-a aflat. Nu, și am ajuns acolo. Deci nu, acolo... De fapt, titlul editorial, la un moment dat în editorial, îl spun lucru și așa, așa, așa. E un atentat din care câștigă toți. Părând, ISIS s-a trezit mai mare decât... Cu steroizi. Păi, stați un pic. Ca să poți să faci asta, toată lumea zice, bă, ce organizație, e foarte greu. La Moscova, la... Nu, e ori indiferent, e foarte greu, că îți trebuie rețele cu tare, da? Ucraina, din acuzație, s-a trezit foarte bine pentru că... În stilul lor s-a sugerat poporului ucranian, bă, noi am făcut în decadență. Ați văzut că la foarte multe din astea, ei pe plan extern zic nu, dar acolo, pe plan intern, au nevoie ucrainii. Ați văzut, mă, noi i-am făcut cu tare. La rușii a ajutat că, într-un fel, eu spun pe cine, în sensul că pot să fie și mai anti-ucraineni și pe americani a ajutat că i-au încercat, dar nu le-a reușit. Ei au încercat o chestie în asta stângace de tip american care nu înțelege pe ruși, că Putin le-a promis lor, mai țineți minte, siguranță și ei făcând gălăgie, spunând că i-a informat... Înainte, cu niște săptămâni de un posibil atentat. Păi nu, ei invocă o comunicată ambasadei din 8 martie să nu iasă pe stradă. Păi și când a fost mitingul din 10 august, a zis. Adică și de unde știu eu că i-a informat?
Cum? Nu oficial. Nu prin lampă. I-a informat cum. Adică s-a transmis pe canale, rușii n-au confirmat că au fost informați. Dacă dumneavoastră ar fi să exprimați o ipoteză de lucru a ceea ce se află în spatele acestui incident, că poate nu o să aflăm niciodată adevărul, care ar fi versiunea dumneavoastră? Ucraineni. Da. Este stilul lor, ucrainenii. SBU ăla este un fel de KGB cu sprijin occidental și ei sunt cei mai, cum să spun, cei mai puternici infiltrați în Rusia. Nu uitați că sunt ruși. De exemplu, la chinezi este foarte greu să trimiți că sunt european, adică te diferențiezi. Deci gândiți-vă că din perioada când erau Uniunea Sovietică s-au moștenit, adică dacă ești ucrainean, de unde știu că ești ucrainean? Că vorbești rusești, ești rus, ești blondă, de-aia cred. Adică dacă... Și imediat după alegerea lui Putin poate fi un fel de revanșă sau un fel de... Nu, era... Ei nu mai pot să se mai apere așa și atunci ca să dea satisfacție poporului ucrainean, uite mă, ne dă la rachete, ne bombardează, dar și noi când... Omorând voluntar și intenționat civili în felul acesta? Da. Adică devenind un stat terorist la rândul lor? Asta apreciați, trebuie să apreciăm noi, dar noi nu putem aprecia că nu vrem. Nu noi. Ca să declar pe cineva terorist, trebuie să declare. Ori Occidentul nu declară stat terorist. Ia oricat în... Adică cuvântul terorist este complicat. Există terorist bun și terorist rău, din punctul acesta de vedere. Nu e. Nu. Problema lor era ca și a noastră. Dar mie, ca cetățean român, care trebuie să sprijin războiul din Ucraina, mi se spune să contribuim cu ajutoare, cu bani, cu taxe, ca să sprijinim războiul ăla. Eu aș avea o problemă ca morală, ca cetățean, să sprijin un stat care pune la cale atentate teroriste, care execută civili. Nu, problema morală a noastră și a noastră începe, e numai o parte asta. Pentru că în februarie 2022, din februarie 2022, ni s-a spus următorul lucru. Poveste, narațiune. Nu zic, avem un popor eroic, mândru, victimă, mic, sărac, amărât, cu tare, care se bate cu un imperiu, da? Acel imperiu le-a luat o sfert din țară, poporul ăsta eroic, la, se luptă să recucerească teritoriul. Noi de vreo jumătate de an asistăm la altceva. Ei nu fac nimic ca să-și cucerească teritoriul, în schimb, trimit drone, fac... Deci și asta. Ipostaza pe care mi-o propune acum Ucraina este o țară în război cu Rusia. Încă o dată, e vorba, imaginea cu care s-a plecat la drum a fost asta. Trebuie să le dăm că sunt săraci. Deci în momentul în care Italia a atacat Etiopia, înaintea celui de-al doilea război mondial, și mă rog, era un imperiu care a atacat Etiopia. Toată lumea a fost de partea Etiopiei. Dacă Etiopia intra la Roma, adică din coace, dacă te vezi, atacă și ei state, trimit drone. Deci, practic, avem de face cu un război. Inegal. Dar e un război. Deci, ucrainenii nu rămân să se apere. Ei chiar atacă și atunci e un război ca și aici. Și în momentul în care nu mai ai doar ținte militare și treci la execuție de civil, deja trecem altceva. Și recunoscut șeful KGB-ului lor, a spus că au omorât pe Dugina, ei fac comit asasinate politice. Este și aici, că e expresia unei disperări. Nu mai merge și atunci încearcă să livreze poporului, trebuie să livrezi ceva, nu-i așa? Adică ăluia care are fiul pe front, damă, moare. Și recunoașterea acestui atentat la fica lui Dugin arată și că ei mint. Adică e o recunoaștere a faptului că mint. Nu pentru, că, pentru că inițial au spus că nu ei au fost în spate. Nu, o recunoaștere a faptului că ei au pus zeci de atentate. Păi da, implicit pe care l-au negat. Adică odată ce ai negat unul și după aia recunoști că noi am fost. Păi nu numai asta, și la Tatarski, și la blogger. Da, da, adică bună observație. Ei, într-un fel, ne confirmă pe noi care spuneam, și pe ruși care spuneam, bă, ucraineni, și spuneam nu. Și acum tu vii și recunoști, stați un pic. Nu a fost vorba de pe surse.
Deci gravitatea e faptul că șeful SBU, KGB-ul lor sau, nu știu dacă la noi, nu că la, nu are corespondent la SRI, deci nu are corespondent, foarte important. Sunt puține serviciile secrete din lume care au dreptul să omoare. Deci SRI-ul nu are. Adică sunt servicii numai strict informative, dar sunt servicii care au și o dimensiune, cum e SRI, cum este Mossad-ul sau englezii, adică au în statutul lor dreptul ca în anumite împrejuri, așa de regulă și în exterior, în alte state. Păi nu în exterior, dar nici la noi nu are voie. Nici. Adică la noi SIE nu are dreptul să omoare. Cu lege informații. Dar sunt organizații din exterior, cum e, cum a fost și SBU, care probabil are dreptul să... Ne mutăm pe partea internă. A fost lansarea candidaturii Alianței, care aproape că vă poartă numele, este tizul dumneavoastră, domnul Cărstoiu. Cărstoiu. Da, Cărstoiu. În săptămâna care a trecut se vede vreun plus la acest candidat? Are vreo șansă? Este un candidat real sau un candidat de paie? În sondaj este dat Piendone ca și... Mă gândeam la sondaje, că acum toată lumea face sondaje și ar trebui și noastră ca ziarist să pledați. Trebuie neapărat un organism ca și la CNA de verificare a seriozității institutul de sondare. Nu, cine plătește comandă muzică. Nu numai asta, stați un pic. Apar ca ciuperci, raportul acum Asociația Română, adică ele sunt chiar catastrofale pentru democrație, pentru că, adică, gândiți-vă că Avangard a făcut-o, iar nu o să uit, Avangardul Pielean a făcut o primăriță împotriva rezultatului pe Clotil, pentru că a anunțat că diferența la sondajul ăla de la ieșire, la locale, este de 9 puncte față de cine era înainte, nu știu cum îi spune lui ăla, candidatul. Da? PNL era. Nu, la PSD. Nu candidatul, era primarul. La numărătoare a fost o diferență de câteva sute. Dom'le, n-ai cum. Nu există. Și care trebuie să spune telespectatorul. Vreau să știți, în momentul în care la sondaj ăsta ți se spune că diferența e de 9 puncte... Te descurajează să te mai duci la vot dacă voi să votezi cu ăla. Nu mai verifici. Nu! Toată echipa ta pleacă. Se demotivează. Acum, nu e unul diferență, nu e doi, nu e trei, nouă, gata, s-a terminat. Plecăm acasă. Și în timpul ăsta, fata a făcut ce a făcut. Pentru aia trebuia desființat. Nu există așa ceva, n-ai cum. E, domnul Pielea, nu mă interesează, nu, eu am spus că trebuie. Ori acum avem un acces mare, apropo de sondaje, apar tot felul de case de sondaje care manipulează groaznic. Deci nu luăm sondajele de bune. Nu, eu iau comportamentul. Deci atunci când a fost lansare, cred că am spus, eu am fost încântat. Acum îmi dau seama că, de fapt, scopul momentului, țineți minte că am și zis, cred că am zis în editorial, dar acum mi se confirmă, era să dovedească unitatea. N-am zis așa? Uite, că am zis titlul. Momentul ăla de acolo nu-l viza pe Cârstoiu, ci ei trebuiau să arate electoratelor că ei se înțeleg. Că Burduja și Cufirea s-au potolit. Că, adică, deci, scopul nu a fost, aici am fost derutat, până la urmă mi-am dat seama așa, scopul a fost demonstrația asta de unitate. Deci de pe atunci s-a văzut că pentru ei candidatul nu are importanță. Însă, în această săptămână, apariții modeste ale candidatului. Păi nu așa v-am zis, deci, așa cum... Părerea mea, eu atunci am spus, cred că și în editorial și al noastră, nu știu, problema fundamentală a acestui candidat este impresia că vrea. Oare Nicu Șordan? Adică, oare Firea? Oare Piedone? Deci trebuie să transmiți în asemenea momentele. Îți trebuie trei mari condiții ca să fii învingător când ești candidat. Nu că n-are importanță cu mașinăria. Unu, să lași impresia că vrei. Bă, adică lumea spune, bă, chiar vrea. Doi, să
primul să obțin autoritate. El stă prost. Dar chiar dacă obțin autoritate, a doua condiție fundamentală este să convingi electoratul că acolo e locul tău. Eu v-am mai spus, eu am notorietate, dar stați-mi, dacă eu mâine anunț că voi candida, îmi trebuie 2 luni să conving. Că e pe bune, nu e o glumă. Da, adică zice, bă, ce caut acolo? Nu, că tu ești bun acolo. Ori dacă vă, așa și a treia și cea mai bună, să lași impresia că vrei. Adică, bă, hai să ne uităm. Piedone face, da? Și am făcut un birou în șantier. Nu știu, se vede că vrea să facă. Se vede. Ălalt Nicușor, la fel. Hai să ne uităm la el. Deci, în primul rând, el nu lucrează la notorietate. Este uluitor cu mașinăria pe care o are cele două partide. El trebuia să creeze știri. Știri. El nu creează. Lasă-l o parte așa. Deci hai să o luăm. El totul face, hai să mergi și acolo. Ultima cea mai tare, deci ca să poți să capi notorietate, să faci știrile, orice om care a făcut minim gazetărie știe că trebuie să fie știre, da? Ori, hai să vă dau un exemplu. El a găsit un sign, nu mai spune, și că acum cea mai mare pericol la ei sunt fripturiști, vin aia pe acolo. Și la o mare știre, paparații l-au prins cu copilul în parc. Copilul în parc, eu nu am copii mici, dar bănesc că se duc toți bucureștene. Nu era știre. Îl prindeau ca sărit să scoată un copil din lac de acolo, ceva, da, o bătrânică. O... Sau cu copilul, eu îl duceam în Ferentari. Chiar de 5 ani și mă duceam în drumul taberei, băi, uite, vreau să-i arăt și copilului București. Deci n-a făcut nicio știre, da? Nici n-a trecut. După asta, face... am tot zis, eu nu zic că au urmat. Am constatat la un moment dat la o televiziune și la jurnal de video când avea Facebook. Păi cum să fii? Și acum că 1500 de followeri. Cum să stai să faci, domnul Rădăcanu, vorbiți cu mine care sunt chiar creator de ziare de știri. Știu ce e aia știre. Cum, am și rămas celebră când zic iată o știre. Bun. Și el se hotărăște să facă Facebook, da? Bun. În primul rând că nu face știre din făcutul Facebook-ului, da? Adică te-ai fi așteptat ca a doua, când el a făcut dimineața, să aibă niște ziare care să... Da, să știi să faci știre, adică să spune, domnule, iată omul, face un interviu cu el, domnule, n-am vrut să fac Facebook, nu mi-a plăcut, dar n-am ce face, trebuie cu tare, cu tare. Și cum îl scrie? Îl scriu noaptea. Faci chestiile alea. O poveste. Păi nu, narațiune, da? Și a doua zi, ce a avut, domnule, ăla, declarația către bucureșteni? Și 1500 de like-uri, păi nu am membri de partid ca să primească acolo obligație, domnule. Nu-i numai obligație, domnule Ducan, în momentul în care tu ești cârstoiu și apar de necunoscut, nu e curiozitate, nu înțelegeți? Adică PSD-iștii din București, activul, și PNL-iștii, hai mă să văd ce zice, da? Dom'le, textul este groaznic. Dragi bucureșteni, voi comunica, da? Și după ce că a făcut, nu, primul a făcut 399, că știu, seara, al doilea a postat de la aia, sindrofia aia cu cine? Cu Negoiță. Păi dădeam o poză unde, nu știu, eram cu nevasta lui, nu înțelegi, vreau să știți, te ziare, să-mi știu. Și o ciupam de fund, nu știu. Ce... Nu, ceva, nu știu, cu tare, da. Hai să vă dau un exemplu de cât de proști, așa că aici se încheie, că nu face. Cei de la PSD, facem și o lecție pe gratis, au zis, domnule, Aur are priză pe TikTok, da? Și luni seara la Levenuz am zis următoarea chestie. Băi, dar stai puțin. TikTok-ul e un tren. Adică dacă tinerii se uită pe TikTok, la Aleluau nu se uită că e aur. Se uită că fac lucruri interesante. Băi, să facă și PSD-ul, că nu trebuie că TikTok-ul nu e al lui aur, da? E, cum am zis, e o platformă de camion, da? Depinde cine se urcă. Și hotărăsc chiar anunța a doua zi cu mare tam-tam Romașcanu. Intrăm pe TikTok. Domnul Rădăcan, au dat pe TikTok pe domnul Grindeanu, pe șantier, vorbind la microfon, nu știu ce să facă el cu autostradă.
Păi știți care era știrea? Dacă îl călca buldozerul. Nu să știți ce-i TikTok-ul. Adică o imagine în care el vorbea și venea unul cu buldozerul și el o lua la fugă. Sau se mai muțărea în spatele lui sau da, ceva. Da, da, peste de oare resurse, că era o doamnă videochatistă care... Să fi scos deci, niște personaje mai... Alt lucru foarte important, mereu spun, el nu are cabinet de bucătă, n-are el echipă. Și Ciolacu și altă echipă, ei. Personal. E foarte important. După asta, hai să vă dau un exemplu. Deci face... În interviurile care le-a dat, eu n-am făcut nicio știre pentru că eu n-am văzut, mereu știți că la mine obsesie plan media. Adică orice mare politician, așa se numește, plan media. Vrei să, ca de mâine, să rațe, să, nu știu, să nu mai crească rațele. De un proiect, da? Și zici, ia, mă duc la ăla, la ăla, nu mă duc așa, mă duc la acces direct. Acolo mă duc o rațe. În cazul lui a fost... la televiziuni importante unde n-a făcut nicio știre și la din ăla TV Info. Păi numai până să ajungi la TV Info ai pierdut. Bun. E clar că s-a dus pe principiu hai să mă duc și eu undeva. Dar în momentul în care te-a dus să duci la Ciutacu sau poate nu știu, vine la noastră echipa de profesioniști, nu de jurnali, aia e echipă, mașinărie, focus, grupuri cu tare, zice, domnule, vă duce la interviu, da? Uitați aici, 1, 2, 3, trebuie neapărat să spune și lucrurile astea, da? Vârâți la peste vreo jumătate de oră o chestie, cum nu știu ce, dumneavoastră era să vă însurați cu tare. Pentru că eu, apoi echipa, să fac știri. Nu știu cum, și să le, știți cum e, să le rostogolesc, să le trimit. N-a fost nimic. N-a ieșit nimic până acum. Eu nu înțeleg. Dumneavoastră înțelegeți ceva ce vrea el? Poate că este timid la început de campanie. No. Părerea mea este că lui s-a spus stai liniștit că indiferent ce o fi câștigi. Asta presupune că se retrage piedone. Nu de retrage, chiar dacă se retrage piedone, tot așa cum merge câștigă Nicușor Dan. Nu. Nu i s-a spus cum i s-a zis lui Iohannis în 2014, da? Atunci când n-a făcut nimic. Eu cred că Iohannis nici n-a vrut atunci. Zice, bă, așa un primar, zice, dole, nu știu, Iohannis, parcă îl și văd. Știți, aoleu, ce trebuie să fac? Păi, candidatul trebuie să facă miting, nu trebuie să ai nimic, stai liniștit. Mai țineți minte? Așa se întâmplă acum și în cazul lui. Adică probabil că este strategia de tip Iohannis, dar nu mai ține. Ați vorbit în editorialul dumneavoastră și despre listele la europarlamentare. Pe locul un dezastru. Întâi a rămas domnul Mihai Tudose și nu Adina Vălean, fost comisar european. Ai un fost comisar european? Păi nu, de, că e cunoscută că e femeie și comisar european. Nu trebuie să o pui pe ea. Domnul Răducanu, la ora actuală, deci hai să ne lămurim. Pe vremea lui Ionel Brăteanu, foarte important, la parlamentare, pe liste, că știți că la, pe lista de partid nu contează numele. În momentul în care aveau locuri eligibile, da, Brăteanu, care era și șef de partid, spune așa, domnule, am nevoie de 3 juriști. De ce? Pentru că vor ajunge în parlament și e nevoie. Am nevoie de 3 constructori, nu ați înțeles. Deci, la listă nu contează numele, la parlamentare, dar contează partidul. Dar tu pui pe listă niște tipi pe locuri eligibile ca să ajungă în Parlament să te ajute ca specialist. Să-l trimit la Comisia de Politică Externă, că nu poți să fii la Comisia Juridică. Păi s-au bifat niște obligații la unul și pe la altul, nu, așa cum și niște indezirabili trimiți în exil. Și ajung acum la europarlamentare. În anul acesta trebuie să ții cont, am să spus, de 2 condiții. Oamenii să aibă conștiința că ăla se descurcă, cine, Mara Mareș? Adică, nu știu, chiar Mihai Tudose. Și nu mai e Corlățeanu? Spuneți-mi și mie, mă rog, pe lista aia pot să găsesc. Pot să spun că rare se descurcă, îl știm, Dâncu, zici, bă, da, Dâncu, da? Să este manta.
Și a doua condiție este foarte importantă. Anul acesta să lase mie impresia că acolo va apăra interesele. Păi cine să le apere? Sigfrid Mureșan? Muraru? Adică nu, dacă normal era ca și cap de... ca ăștia să fi... Văleanu a lăsat impresia de Năvălean că e uș, că a mai făcut ceva. Și lista aia, cum zice, e făcută, cum zice, unii să scape de ei. Știți că, știți ce se întâmplă, domnule Răducan, la ora actuală, aceste alegeri nu au drept obiectiv la PSD, mai ales să fie câștigate, ci să scape Ciolacul de azi. Scandalul de la Timiș nu își are cauza, că ei vor să scape de Simonis. Adică ei nu-ți mai spun, bă, punem acolo, normal era la Timișoara să plece următoarea premisă. E Timișoara, e oraș de dreapta, înainte de 89. Eu știu, înainte de 89. Pui pe Simon, dar de ce l-a pus? Ca să scape. Dacă vă uitați și pe lista asta, sunt câțiva despre care vrea să scape. Și de Firea și de ăla, că putea să o lase pe Firea la parlamentare, da? De acord. Dacă te duci acolo, asta este. Da, acolo e și salariul mai mare. Cu toate că nu știu dacă nu, stă Firea, doamna nu, Firea. Aia nu era și de-a. Nu, Firea e prea ambițioasă. Dă și ea seama că dacă te duci la lucruri parlamentare, nu mai rămâne, nu mai poate fi șef, stați, nu mai poate fi șef la București. Și apoi gurile târgului spun că domnul Pantele este un om destul de avut, adică nu de aia, reprezenta... nu, dar o știu bine pe Firea, o știu de când era gazetă. E ambițioasă, nu... O văd eu pe Firea zicând ca blaga, hai să mă duc acolo ca să iau niște bani. Că nu stă, da. Dar ea nu mai e pe, la PSD după asta. Păi ea nu mai e șefă la București. Șefă la București. Da, de ce se din scapă Ciolacu și de aia, scapă și de Tudose, scapă de toți. Însă, domnul Claus Iohannis nu scapă de Marc Rute, pe care l-ați considerat vedeta săptămânii. A fost mai prezent în presă decât Claus Iohannis. Spuneți dumneavoastră, a spuntat faptul că Gabriela Firea nu mai candidează la București, dar este mai prezentă decât candidatul în media. Da. Are și experiență și punctează mai bine. Și ceva care mărturisesc că nu am găsit încă, o poveste cu măicuța de la Voroneț, care l-a convins pe Nicolae Ciucă să se alieze cu PSD. Povestiți-ne despre asta cu măicuța. Vedeți, ăsta e Rute, da? Da, da, de acord. Știți unde e acum? Unde e poza făcută? În China. Pare în China, da. Păi cum adică? Vreau să închina? Opa! Eu cred că nu mai are nicio șansă să ajungă. Dar uitați-vă, își face selfie. Pe păi poate din potrivă s-a dus acolo ca să... Păi și Iohannis de ce nu se duce? Deci ascultați-vă, premierul Olandei, candidat la NATO, sprijinit de ăla, se duce în China, era lui nostru pe care nu-l sprijină nimeni, nu se ține că el. Ziceți, a, cu măicuța. Da, cu măicuța. Deci domnul Ciolacu, domnul Ciucă, într-un moment al lui de inspirație, a povestit așa. Când s-a dus la Voroneț, acolo, nu știu, când a ieșit el de la Maica Stareță, s-a apropiat de el o măicuță și a zis, bine că faceți alianță cu PSD-ul. A primit bine cuvântarea divină prin vocea. Nu, eu am zis la un moment dat, zic, bine că n-a zis că i s-a arătat Maica Domnului. Știți că la toți ăia constructorii de biserici și ăla, li s-a arătat Maica Domnului. S-a arătat în vii și a zis, te rog frumos să faci o biserică. Dar ați văzut că un premier dintr-un stat european este anchetat pentru cheltuieli cu plimbă cu avioane private? S-a deschis o... E foarte interesant că la clasamentul ăla, cât despre Rute s-a discutat mai mult, deși... Nu, cum s-a discutat, dar faptul că a fost în China, n-a se zis la nimeni. Nu, și a avut și un discurs că nu trebuie să ne certăm cu China. Se pregătește poate o... Păi nu, am dat un exemplu că te poți. Nu. Probabil că al nostru a fost iepure, adică faptul că și ieși, probabil că e vorba de un al treilea, nu al nostru. Probabil că o să fie comisar pe apărare al nostru. Bun, deci o dregătorie primește domnul Iohannis. Se poate, cum adică, la câte a făcut. Păi da, a primit Trabuțel, nu-i așa? Păi nu, aici, nu, da, Codruța n-a primit. Trebuie să-l trimite. La clasament... Dar poți să pun și o întrebare, bă, că nu.
Deci noi avem un președinte, da? El a avut un program, România Educată, da? Care, urma acestui program uriaș, școala Duduie, da? De ce nu se duce să predă? Că și-a suspendat postul. Păi nu, dar nu, dar e încă... Nu, dar mă chiar vorbesc serios. Eu nu sunt populist. Da, noi avem un om care e președinte, da? Bun. De ce trebuie să plece șef dacă termină mandatul? Nu poate să rămână în România? Profesor. Pe dânsul a fost șef de la început. Inspector, prima președinte. Eu când am plecat, n-am mai fost director pe la televiziune, m-am dus la bibliotecă. Adică, de ce nu rămâne în România? Profesor, poate lider de partid. Sunteți de acord? Păi poate începe să-și ia niște ouă pe stradă. Că nu mai are tot anturajul cu SPP-ul. Nu, îi pute, vrea să vrea, el ducă șef, el vrea neapărat undeva, vrea să plece, vrea să ne părăsească. Da, dar uitați, nu e așa, ia spuneți, facem o petiție. Deci și-a păstrat postul, da? Școala arată altfel acum? Arată după România Educată, nu e așa? Păi pentru el ar trebui să fie o mare fericire că se duce, nu știu dacă atâta, deci el se duce într-o școală care este perfecționată în urma României Educată, nu e așa? Da. Știu că nu credeți, nu credeți că e educată, mă rog, ziceți. Suntem chiar la final, aș puncta la clasamentul presei faptul că a murit Eugenia Cristea, unul dintre stâlpii evenimentului zilei în perioada noastră, nu știu, și am vrut să vă dau ocazia să rememorați ceva într-un minut, dacă doriți. Da, a făcut parte din stâlpii evenimentului zilei, ea răspundea, cred că venise de la sindicate, a răspuns toată viața de sindicate și a fost unul din cei de la evenimentul care au plecat în momentul în care am plecat și eu. Eu am și propus, uite, am zis toată într-un jurnal video, dar lui Dan Andronic mi-a zis prin telefon, eu în locul lui aș face un dicționar. Eu aș fi gata chiar să și prin pensia mea să finanțez și eu. Un dicționar al celor care au fost la evenimentul zilei. Acum sunt așa de mulți, dar din punctul acesta, dar se trec toți. Așa și... Ca și mari actori ai scenei naționale. Da, ca și... criticii ca și jurnaliști. Apropo de această plecare a domnului Iohannis la o măghere, dacă îmi permiteți, închei cu un fel de proverb sau o zicătoare. Se spune că unii oameni fac lumină într-o cameră când intră în ea și alții fac când ies. Da, nu știam așa, al cui e arab, ce proverb. Așa, o da. Zice. Deci poate că nu ne va dezavantaja ca țară plecarea domnului Iohannis. Cred că pleacă pentru că prea și-a pus în septembrie. Nu-l văd pe el la orgolul, la vanitatea lui să fie... Adjunctul. Nu, din septembrie să fie de-i președinte. Vreau să-l vedeți? Nu. Dar ce frumos ar fi, nu-i așa? N-ar fi frumos așa pentru noi? Ar fi frumos. Pentru dumneavoastră, că sunteți în presa activă, ar fi nemaipomenit. Pentru că ar fi o criză, da? De la Moscova, da? Și fătuțele s-ar duce un prima dată la el sau la cel ales? La cine s-ar duce? Ia să vedem. Pe la cel ales, nu? Păi, exact. Vă mulțumesc frumos. A dat o răzut, de ce mă duc la el? Gata, el. Aceasta a fost ediția noastră. Și el o să sufere. Te pomenești că dai interviuri atunci. Da? Da. Atunci apare domnul Iohannis după 10 ani la un interviu. Da, mă rog. Poate chiar aici, la 3-3-3-3-3, să-i luați un interviu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ne revedem joia viitoare de la 21:05. 15 minute pe curent.